O fostă profesoară de religie a renunțat la catedră și s-a ocupat de prostituție. Ulterior, împreună cu iubitul ei și un alt bărbat, au racolat o fată de 14 ani. Cele două își ofereau serviciile sexuale pe public, spunând că sunt mamă și fică. Conform mesajul.ro, timp de mai multe luni de zile, grupul a practicat prostituția în diferite orașe din România, unele opriri fiind făcute și în Cluj-Napoca, unde își închiriau un apartament în regim hotelier, relatează libertatea. În fața anchetatorilor pusă sub acuzare pentru proxenetism, posta profesoară a recunoscut acuzațiile, cerând să fie judecată prin procedura simplificată. Partenerul fostei profesoare a invocat că nu știa că fata este minoră și că în momentul în care care a aflat, i-a cerut să plece din apartament cu tot cu iubit. A negat că ar fi reținut jumătate din suma pe care minora o câștiga din prostituție, susținând că locuiau împreună și cheltuielile se împărțeau în mod egal. Deși au susținut că minora putea pleca oricând din apartament, interceptările din dosar au dovedit contrariul. Fata era supravegheată atât de iubit cât și de cuplul alături de care locuia. Toți cei trei adulți au fost puși sub acuzare pentru proxenetism în formă conținută. Continuată. Cei doi bărbați au primit câte trei ani de închisoare cu executare. Fosta profesoară, în schimb, a primit pedeapsă cu suspendare, deși instanța a subliniat gravitatea faptei sale, raportându-se la fostul statut de cadru didactic. Cei trei inculpați au fost obligați de judecător să achite 10.000 de lei daune morale minorei. Decizia instanței nu este definitivă, relatează site-ul mesajul.ro.